m-am gândit să vă spun o poveste a unui ardelean și a unui oltean care călătoreau cu trenul împreună. La un moment dat, ardeleanului nostru îi se face foame și scoate tacticos din traistă, slană, pita și brișca, normal, și începe să mănânce. Olteanul, văzându-l pe ardelean mâncând, îi se face și lui foame și scoate și el din papornița lui câteva fâțe de pește și începe să mănânce. Nu cu aceeași poftă cu care mânca ardelean. Olteanul nostru mânca, alegea oasele și le punea pe un ziar, foarte tacticos. Arteleanul stă, cujetă, se uită la el. Măi, Oltene, măi, ia spune-mi și mie, ce faci tu cu oasele alea? Ardelene, nu-ți dai seama ce valoroase sunt, conțin fosfor. Și fosforul nostru, mâncat, introdus în organismul nostru, ne ajută la inteligență. Da, suntem noi oltenii ăștia așa de deștepți. Interesant. O să mă, Oltene, nu vrei să facem schimb? Olteanul își intră în drepturile slanei și pitei și începe să mănânce foarte bucuros că l-a păcălit într-un fel de ardelean. Ardelean ia oasele și cu o mare scârbă tot mânca din ele. Mănâncă și dă seama că este păcălit și spune: bine măi, Oltene, mă, tu m-ai păcălit, m-ai păcălit cu oasele astea ale tale. E, ai văzut? De-abia ai gustat din ele și ai devenit foarte deștept. Și pentru că nu vreau să vă las așa repede din mână, ca să zic așa, și pentru că și în muzica noastră populară sunt băgate glume subtil așa, m-am gândit să vă și cânt ceva, că de ce nu până la urmă, nu? Prin pădure pe cărare, măi, prin pădure pe cărare, m-ai întâlnit cu mândra în cale, mână ca ai vizit ușa cu mere, braga de ușa cu două mititele și stau mândrile mele. Iau-zi, când punguța mi-era plină, măi, când punguța mi-era plină, mântra mă ținea de mână, mână ca ai vizit ușa de mere, braga de ușa, două vizitele și scau mântrile mele. Iauzi, când punguța mi-e jumate, măi, când punguța mi-e jumate, mândra mă împingea din spate, mână ca ai vizit ușa cu mere, braga de ușa cu două mititele și un scaun mândruței mele. Iauzi, când punguța era goală, măi, când punguța era goală, mândra mă dădea afară, mână ca ai vizit ușa cu mere, braga de ușa cu două mititele și ca o mândruței mele. Iauzi, vă mulțumesc!